Sunt Silvia din Balotești și am 21 de ani. Sunt sinceră, serioasă, fidelă și iubitoare. Hobby-urile mele sunt muzica, dansul, gătitul și plimbările în aer liber. De la vârsta de 15 ani am cochetat cu modelingul. Visul meu este să devin stewardeză. Am venit să-mi caut sufletul pereche și sper să găsesc în această competiție. Silvia din Balotești are doar 21 de ani, se află aici alături de mine. Bună ziua, Silvia! Bună ziua, doamna Mirela! Bine v-am găsit! Foarte bine, da! Ești bine, a? Da! Vreau să vă zic, băieți, că este șatenă cu ochi verzi, are 21 de ani, îi place muzica, dansul, gătitul, dar vrea să devină și stewardeză. Dacă deci... se face stewardeză, eu vreau să zbor cu ea, măcar un zbor, să fiu pasager. Vrei să fii pasager? Silvia, îți place de vreun băiat? Nu spune de cine, dar e vreunul care să-ți placă? Desigur! Este! Da! Câți? Unu, doi, trei? Unul singur. Îți place unul? Da. Deci tu ai venit chitită. Exact. Ești vorbăreasă de fel? Sunt. Ești? Da. E bine. Oana, s-ar putea să fii în pericol. Nu știu de ce. Cred că o să împarți materialele. Mă bucur, a venit. De când te așteptam? Mulțumesc! Bogdan, nu te atrage nimic? Spune-i ceva. Nu știu, aștept să o văd, să o cunosc eu personal. Nu mai întreb. Nu mă mai arunc cu capul înainte. Alin, ce faci? Bine, dar dacă toate vor bruneți înalți, am o problemă. Nu contează, nu contează. Părul, sufletul mai mult contează. Și ce gândește mintea? Știi să gătești, ești gospodină, contează. Da. Uite, mamele au răsfat ușurate, au spus, Doamne, bine că au venit. Doamna Daniela, o să vă ajut în bucătărie, dacă o doriți. Aline! Aline! Dar și pe doamna Aurica, desigur. Maria. Pe doamna Maria dorește... Da. Stai puțin! Ce vrei cu mine? Că tot s-a plâns că nu prea stă nimeni pe la bucătărie, nici o fată, așa, și mă gândeam să o ajut eu, dacă se poate. Probabil că n-ai văzut bine, fată. Ba, am văzut foarte bine. Nu, că am zis eu că nu pot să azi fac te ajută la bucătărie. Păi nu trebuie să mă ajute, că eu fac singurică. Dar stați, doamna Maria, ce v-ați supărat așa? Atunci aveți nevoie de ajutor, nu e nicio problemă. Trebuia să înțeleagă, Laurențiu, că e un apropo că vrei să o ajuți pe doamna Maria. Știi că Marianita s-ar putea să plece astăzi. Nu, niciun caz, nu e genul meu, Laurențiu, așa că Marianita poate să stea liniștită. Sigur. Dar eu stau liniștită, n-am zis nimic. Dar nu-i facem nicio grijă. Silvia, mă bucur mult că ești aici, îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și sper să rămâi la fel de ambițioasă și de optimistă și la finalul competiției, cum ești astăzi când intri. Păi vreau să ajung până în marea finală. Păi să te ajute Dumnezeu și să te vedem și mireasă, de ce nu? Dar tu te-ai măritat la 21 de ani? Da, normal, m-aș mărita. Gata, hai, dacă Silvia a venit. Dacă îmi găsesc pe pereche, normal.